Simona Halep a făcut declarații de presă la sosirea după Australian Open. Așa cum mi-am dorit, dar nici nu am fost foarte pregătită pentru că am avut foarte multe probleme în ultima perioadă. Te-a împiedicat această răceală sau să nu mai dăm vina pe ea? Nu vreau să găsesc scuze, dar bineînțeles că din cauza răcelii, din cauza problemelor cu stomacul, dinainte să plec, tendonul, toate la un loc, nu m-au lăsat să fac ceea ce puteam pe teren, dar, cum am spus, nu vreau să găsesc scuze și trebuie să-mi revin întâi. Dar înainte de a pleca în Australia, din punct de vedere medical, erai ok sau ai încercat tu? Nu eram ok cu stomacul, am avut o infecție și nu m-am antrenat ultima perioadă. N-am fost foarte bine pregătită, dar am crezut că o să-mi treacă și că o să-mi revin. Chiar eram pe antibiotice când am plecat. Antrenorul ce ți-a spus despre această perioadă ta? A înțeles-o și a văzut și el că a fost zi de zi lângă mine și a văzut cât de greu mi-a fost. A zis că trebuie să-mi revin prima dată și după aceea să încep să muncesc din greu ca să ajung la nivelul la care eram înainte. Puteți spune că a fost un accident, că dacă erai la forma maximă, cred că pe această chinezoică, dacă ai fi jucat de 10 ori cu ea, de 10 ori ai fi bătut-o? Dacă eram 100%, părerea mea este că am jocul necesar ca să o bat, dar în ziua respectivă a fost mai bună și trebuie să-i acordăm toate meritele pentru că a jucat un tenis foarte solid. Ce s-a întâmplat totuși în Australia? Că am văzut că au fost multe surprize pe tabloul feminin. Au fost multe accidentări și la primele turnee. Nu știu ce să zic, nu prea pot să comentez pentru că nu știu ce e interiorul fiecărei echipe. Dar așa cum mi s-a întâmplat și mie, cred că multora din top 10 li s-a întâmplat să fie accidentate sau răcite și să nu poată să performeze la nivel maxim. Știi că a bătut-o acum și pe Alize Cornet după ce o altă surpriză. O altă surpriză. Eu nu prea mă aștept, adică nu prea cred, nu m-am gândit că o să fie surpriză dacă o bate pe Cornet, pentru că cum a jucat cu mine a arătat un tenis fără nicio teamă, fără nicio emoție, a jucat tot ce avea ea. Și chiar mă bucur pentru ea că a câștigat și contra Alize Cornet, pentru că cred că e un turneu bun pentru ea și cred că poate să facă ceva frumos. Cine crezi că o să câștige Australian Open? Știu că tu nu dai pronosticuri, dar... Foarte greu de zis. Păi cred că prima șansă Serena, da, Serena are prima șansă, dar e turneul deschis și oricine poate câștiga, mai ales după tot ce s-a întâmplat. Ți-e teamă într-un fel sau altul pentru clasamentul tău? Asta ar însemna ca la anumite turnee să nu mai fii favorită? Nu, nu mi-e teamă deloc de acest lucru. Vreau doar să îmi revin, să fiu sănătoasă și să mă duc să joc ceea ce știu și ceea ce pot eu în mod normal. O să vină și punctele, o să vină și turneele bine jucate. Nu mai avem nicio româncă pe tabloul principal la Australian Open. E surprinzător pentru noi, pentru România? A pierdut și Dulgheru? Da, putem să spunem că e surprinzător, dar se întâmplă. Acum nu trebuie la fiecare turneu să fim ultimele în turneu. Se întâmplă și nu mi se pare o tragedie. E ok, mai sunt turnee și trebuie doar să fim mai pozitive. E totuși destul de supărător pentru că se apropie Fed Cup, nu mai aveți meciuri până atunci. Da, nu o să fie ușor, dar poate o să ne revenim complet și o să facem o treabă foarte bună acolo. Sunt foarte motivată, îmi doresc mult să merg și să joc bine. Chiar cred că o să mă ajute meciurile de la Fed Cup și de ce nu să ne și calificăm. Cred că avem o șansă pentru că nici cehoaicele nu sunt într-o formă foarte bună. Aștept Fed Cup-ul cu sufletul la gură, mai ales că de când s-a ajuns ca Fed Cup-ul să se joace la Cluj, s-au vândut biletele ca pâine caldă. Da, abia aștept să mergem la Cluj, n-am fost niciodată și am auzit că și sala este superbă. Bineînțeles că e un eveniment foarte mare pentru noi. În sferturi deja luptăm pentru locuri, cât cele mai sus locuri din clasamentul de Fed Cup. Este o echipă, avem adversar o echipă foarte puternică, ele au foarte multă experiență în Fed Cup, au câștigat de atâtea ori, dar mie una nu mi-e teamă și cred că nici fetele nu simt acest lucru și o să ne motivăm una pe alta să dăm tot ce putem. Mama va fi persoana care te va pune pe picioare, știi, așa, cu leacuri băbești, ce ai urmă? Nu cred, cred că trebuie să merg la doctor și să mă fac bine pe o cale normală. Ceaiurile nu sunt de ajuns. E în pericol colaborarea ta cu antrenorul acesta? Știu că tu ești tot timpul adepta schimbărilor. Sau i-ai găsit antrenorul? În pericol. Abia am început. Nu există niciun pericol. Am început. Este la fel ca și cum a fost și până acum. Ne înțelegem foarte bine și nu am de gând să-l schimb. Care a fost dezamăgirea mai tare atunci când ai pierdut la Wimbledon sau acum? La Wimbledon, bineînțeles. Acum eram bolnavă și nu eram 100%. La Wimbledon eram
bine, doar că mental am simțit presiune foarte mare și n-am putut să fac față, dar acum a fost totul pe sănătate. Simona, ce le transmis fanilor tăi? Știi cum e? O tabără e așa, o tabără e așa. Unică. Eu iubesc pe toți. Îi iubesc pe toți. Se întâmplă să mă și critice, au dreptate în multe chestii, probabil, dar ei nu știu tot ce se întâmplă în interiorul echipei mele. Nu sunt tot timpul sănătoasă să joc la 100%. Se întâmplă, le mulțumesc celor care mă susțin chiar dacă pierd. Sportul în tenis nu se poate termina egal, așa că cineva trebuie să piardă. În unele meciuri sunt eu, în unele meciuri e adversara, așa că eu merg înainte și sper să am parte și de susținerea lor în continuare. Simți că anul 2016 este al tău? Nu vreau să mă gândesc la acest lucru, repet, o să mă repet de câte ori se poate, vreau să fiu bine și după aceea să mă gândesc la tenis. Simt că am șansa mea, dar nu vreau să mă gândesc la nimic prea mare. O să-ți fie greu acum că vii de la căldură la minus 15 grade? Da, cred că o să-mi fie puțin greu, dar o să stau mai mult în casă până mă acomodez cu frigul de afară și după cred că o să fie bine. Simt așa presiunea deja pentru Fed Cup? Ultima întrebare, vă rog. Nu simt presiune, este, bineînțeles că este prezentă presiunea pentru că este un eveniment mare pentru țara noastră, dar m-am obișnuit să simt presiunea și încerc să joc și cu ea. În unele momente am jucat foarte bine când am simțit presiune și asta e un lucru bun. Încep să mă maturizez cât de mult pot în acest sport și să fiu cât mai bună. Mulțumim din suflet!